Salutare, dragilor, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii La Sală. V-am obișnuit deja cu antrenamente, cu oameni pasionați de fitness, de un stil de viață sănătos, cu sportivi de performanță. Și azi, alături de mine, am un astfel de invitat. Un invitat care are un stil de viață sănătos, care este un fotbalist cunoscut de noi toți, dar mai ales stați să vedeți ce a stat la baza unui sportiv de performanță, astfel încât să reziste într-o competiție de supraviețuire. Mihai Onicaș, de la Survivor România, bine ai venit și îți mulțumesc că ești alături de noi azi la sală. Iulia, bine te-am găsit și îți mulțumesc frumos pentru prezentarea asta simpatică. Mă bucur că e adevărată, nu? Adică n-am făcut-o mai pompoasă. Nu ai făcut-o mai pompoasă, chiar așa este. Întotdeauna mi-am dorit să ating perfecțiunea, inclusiv într-un stil de viață sănătos. Cu siguranță mai există și mici derapaje când ne mai facem toată lumea cred că are, dar micile pofte, dar ca să reziști la un nivel înalt, trebuie într-adevăr să ai un stil de viață sănătos. Despre asta vom discuta în minutele care urmează, despre un stil de viață sănătos, dar aș vrea să începem prin a-mi spune cum de ai ajuns să fii fotbalist? Cum de faci și ai făcut și faci în continuare sport de performanță? Da, pasiunea pentru sport și mai ales pentru fotbal, la noi în familie s-a transmis din generație în generație. Bunicului meu îi plăcea foarte mult fotbalul, după aceea tatălui meu, iar apoi am ajuns eu să-l practic și dintre ei, cam la cel mai înalt nivel, tatăl meu a jucat doar la nivel județean. Foarte frumos, deci înțeleg că cumva ai fost împins de la spate sau de când erai mic ai fost în lumea aceasta a fotbalului. Da, oarecum da. Am fost dus pe stadion la Universitatea Cluj de mic, după aceea am început să joc fotbal de performanță la Universitatea Cluj de la vârsta de 9 ani și dai seama că te prinde. Și pe mine m-a prins pentru că stăteam în mediul ăsta, mă uitam la meciuri de mic împreună cu bunicul, cu tatăl meu și a început să-mi placă din ce în ce mai mult. Într-adevăr, am fost susținut și împins de la spate, îndrumat pe acele cărări pe care puteam să acumulez cât mai multe informații și să ajung să tratez antrenamentele cu cea mai mare seriozitate. Pentru că dacă nu ești susținut și nu ești ca și copil, e greu să iei cele mai bune decizii și atunci îți trebuie foarte importantă îndrumare. Exact. Și o mică îndrumare de la spate. Și de aici pleacă și următoarea întrebare. Crezi că e greu unui copil să facă un sport de performanță în momentul în care ești mic, ai tot felul de tentații, vrei să te joci, nu ai timp să ai un program foarte strict și totuși unui sportiv de performanță îi trebuie multe chestiuni, adică să fie serios, să renunțe poate câteodată la joacă. Tu, începând de mic, ți-au lipsit chestiunile acestea? Nu pot să spun că mi-au lipsit și sunt de părere că da, în ziua de azi unui copil mic este greu să facă un sport de performanță pentru că există atât de multe alte tentații pe lângă, mă refer la jocurile video, jocurile online, tehnologia care a apărut peste tot, da, inclusiv exact. Rețele de socializare pe care copiii sunt extrem de atrași. Corect. Și de cele mai multe ori de prostiile care apar pe acolo, pentru că niciun copil nu va încerca să, nu știu, să imite sau să citească sau, din păcate, nu se postează, nu știu, poezii, orice, un altceva decât filmulețe amuzante, filmulețe amuzante, care devin virale, așa este. Exact, dar atunci când eram eu mic, singurele noastre jocuri erau sporturile, erau jocurile afară, sporturile sau jocurile astea distractive cu mingea, cu elasticul, cu de-a-vați ascunselea, era altceva și atunci trebuia să ieși afară ca să te distrezi și să te joci. Exact. Și ne jucam de la basket, fotbal, volei. Aceea era distracția, iar acum, din păcate, nu prea exact. Se întâmplă lucrurile acestea și mergem înspre subiectul în care aș vrea să-mi spui dacă crezi că România în momentul de față stă bine la capitolul sport, dar ne gândim la generația tânără sau așa ar mai trebui să lucrăm. Cum se prezintă țara noastră în momentul de față? Cum vezi tu? Din păcate, în opinia mea, nu văd să mergem spre bine. Mă bucur că avem rezultate la tenis, din Simona Halep, însă trebuie să avem în vedere că celelalte sporturi la care eram cei mai buni din lume, eram campioni olimpici la gimnastică sau aveam rezultate extraordinare la handbal, începem să scădem, inclusiv la fotbal. Eram în anii 2000, eram prezent constant în campionatele europene, adică
participam la campionate europene, la mondiale, în anii 90 și ce 2000. Ceea ce în ultima perioadă nu prea și da, și în competițiile europene, da, și mă refer și la echipele de club, care deja nu mai reușim să ajungem acolo. Și asta înseamnă că se întâmplă ceva la noi. Și ca o comparație cu țările vecine sau de aici, din vestul Europei, din estul Europei, putem să ne dăm seama că ceilalți încearcă să investească în sport, cum ar fi Ungaria, și la ei și văd rezultatele deja. Cum ai ajuns de la fotbal la Survivor? Știm că ai fost în primul sezon. E limpede că într-un show de supraviețuire e foarte importantă condiția fizică, dar spune-mi cum ai luat decizia, ce te-a motivat, cum ai ajuns acolo? Eram într-o perioadă mai dificilă a vieții mele, pentru că veneam imediat după o dezamăgire extrem de mare. Doream să continui la Universitatea Cluj, însă contractul pe care ei mi l-au propus era mult sub media echipei, să spun așa. Pretențiile mele nu erau deloc ridicate, însă nu am fost dorit și asta m-a făcut cumva să mă gândesc să renunț la fotbal. Să renunț la fotbal de tot? Da, da, și acum că mă gândesc retrospectiv, aveam doar 27 de ani, alții atunci încep sau se chinuie exact, foarte tare să ajungă să joace la Liga 1 sau într-o ligă mai mare. Sunt unii jucători acum, colegi de-ai mei, care au poate 25-26 de ani și își doresc să ajungă la Liga 2, Liga 1, și eu la 27 de ani am vrut să renunț. Mi se pare acum extrem de haios, dar așa am simțit atunci. Și te bucur că nu ai renunțat? Da, mă bucur că nu am renunțat, pentru că imediat după acea decizie am fost contactat de echipe din jurul Clujului, pentru că eram acasă și foști antrenori sau prieteni mă chemau să-i ajut. Și atunci am mers și așa am continuat cumva fotbalul, dar nu la un nivel profesionist, pentru că eram la Liga 3. Liga 3 în România este un nivel de semi-amator, pentru că sunt mulți colegi, nu de-ai mei, dar am avut colegi la Liga 3 care mai aveau un job pe lângă. Deci nu te poți întreține neapărat performanță și nici financiar. Nici pe departe, nu. Da, din păcate, asta ziceam, nici la Liga 2 nu mai este ce a fost în urmă cu 10 sau 15 ani. Și de aceea m-am gândit, pe lângă faptul că jucam în Liga 3, să mă înscriu și la un curs de personal trainer și am început să fac și personal trainer. Wow! Și, da, și mă împărțeam așa. Aveam și eu două joburi la 27 de ani, în loc să fi jucat în continuare la Liga 2, Liga 1. Am făcut din nou, nu cred că am făcut o alegere proastă, pentru că așa am simțit să fac atunci. Și cu această ocazie am reușit, așa, ca să-ți răspund la întrebare, am ajuns la Survivor. Cineva de la București, un prieten foarte bun, Adiță, știa că nu mai joc la un nivel înalt și mi-a scris dacă aș fi interesat să particip. Și ai zis, sună bine. Nu o să-ți vină să crezi, mă uitasem cu 3-4 luni, mă uitasem așa, pe internet căutam tot felul de pregătiri ale trupelor speciale. Asta am trecut să mie prin minte atunci și mă gândeam cum ar fi să mă înscriu, dacă tot vreau să fac ceva, să o fac la un nivel cel mai înalt. Și uite că mi s-a oferit această oportunitate să trăiesc în condiții extrem de dure și să nu fie chiar ca și la trupele speciale, poate doar cu mâncarea, nu știu, acolo, dar mâncarea a fost groaznică. Ce ai simțit în momentul în care ai ajuns și ai văzut că chiar ești acolo și chiar se întâmplă, la primul joc, de exemplu? Nu știu, mi se părea o glumă. Cel mai nasol, îți spun sincer, a fost în prima zi când am ajuns să ne facem tabăra, să ne facem baraca, să ne facem să ne organizăm. Nu venea să cred, efectiv. Nu venea să cred că trebuie să pun... Da. Ai fost la țară, adică știai, nu știu, să pui un Știam. Și tot timpul am fost genul de persoană care stăream în ajutor. Adică mă ofeream să ajut și atunci am învățat. Te-am lemne de mic, deci m-am descurcat destul de bine, plus că sunt o persoană săritoare. Și atunci și orice era nevoie, tu ai vrut cumva și să testezi limitele în acest exact, show. Exact, pentru mine. Cât de mult propunerea a venit perfect. Deci perfect, eram așa într-o cumpănă, nu știam încotro să o iau, era destul de greu și cu personal trainer începeam să mă trezesc la 5:30-6 ca să ajung să susțin orele de la ora 7 sau 8 și era destul de greu, nu știam dacă e bine ceea ce fac, toată viața mă trezeam la 9, 8, 9, aveam un program puțin mai lejer.
având antrenamentele după masa, de cele mai multe ori și puteam să mă organizez mult mai ușor, să-mi organizez ziua, dar deja trebuia să ies mult din zona mea de confort. Și e foarte important, da, cred că din când în când să ne dorim să ieșim din zona de confort și să ne testăm capacitățile, limitele. Extrem de important. Altfel, dacă ai mai putea sau dacă ai mai fi invitat sau te mai tentează un nou show de supraviețuire, să participi la o competiție de acest gen, știind acum ce înseamnă, ai mai vrea? Chiar la Survivor nu, n-aș mai vrea. Îți spun sincer, și nici nu cred că ar fi la fel. Prima dată e, așa este, senzațională. O experiență incredibilă. Te transformă total și rămâne un termen de comparație. Pentru mine a rămas un termen de comparație și orice fac zi de zi, îți dau cuvântul meu că mi-aduc aminte când mănânc o banană sau când mănânc ceva de ceea, pe care, de ceea ce am trăit acolo și mi-aduc aminte altă dată. Aș fi dat orice pentru produsul respectiv. Exact, banana, orice. Da. Foarte interesant, dragilor. Cred că încălzirea noastră de vorbe. Deja am făcut-o. Cum te simți? Te-ai încălzit? Ne-am acomodat cât de cât. Pentru că urmează partea cea mai interesantă a acestei emisiuni. Se numește exercițiul de viteză. Erai bun? Ești bun la viteză? Cum stai cu viteza? Ești bun și la Survivor. Astfel că va fi o viteză de vorbe. Eu îți voi adresa câteva întrebări. Aș vrea să văd primul răspuns care îți vine în minte, primul cel mai rapid, transparență totală. Spune-mi dacă ești pregătit pentru viteza și pentru antrenamentul nostru de viteză și putem să-i dăm drumul. Suntem pregătiți. Dragilor, exercițiul de viteză începe acum. 20 de întrebări rapide, 20 de răspunsuri fulger. Cine este Mihai Onicaș? 3 cuvinte. Mihai Onicaș, extrem de ambițios, curajos și inteligent. Foarte frumos spus. Te-a schimbat experiența Survivor? Cum s-a schimbat viața ta în ultimul an de când ai revenit din competiția Survivor? Da, categoric m-a schimbat. Privesc cu ochi diferiți tot ceea ce mă înconjoară, atât natura, cât și persoanele din jur, cât și oportunitățile, orice mi se oferă, nu mai au ca și atare. Încerc să apreciez tot mult, mult mai mult. Adică te-a făcut un om mai bun și un om care da, exact ceea ce mai mult. Da, exact ceea ce îmi doream înainte. Foarte frumos spus. Spune-mi, te rog, dacă te-a ajutat notorietatea pe care ai creat acolo în proiectele următoare, imediat după ce te-ai întors din competiție. Proiectele următoare nu au fost multe, din păcate, dar am un plan. Ceea ce îmi doream cel mai mult era să joc din nou fotbal. Îmi era dor de fotbal, îmi era dor de performanță. Și da, m-a ajutat extrem de mult notorietatea, mă recunosc copiii pe stradă, mă recunosc persoane adulte și asta mă bucură foarte mult, pentru că le-am lăsat o impresie bună, de cele mai multe ori primesc acest feedback și îmi crește inima. Ai declarat chiar la începutul emisiunii că toată viața ai alergat după victorii. Este adevărat până acum? Da. Asta a fost declarația ta. Ai spus totodată că pentru a fi victorios ai nevoie de putere, răbdare, rapiditate, disciplină, strategie și inteligență. Care din cele enumerate de tine crezi că ți-au lipsit pentru că nu ai reușit neapărat să ai un final victorios la Survivor, adică nu ai câștigat competiția? Da. Care dintre acestea crezi că nu le-ai avut acolo? Ceea ce n-am avut era cam ceva ce nu am avut cam niciodată, răbdare. Tot timpul îmi doream să câștig atunci, imediat. Să se întâmple imediat. Și inclusiv atunci când ceilalți, inclusiv când am văzut că nu mai aduc puncte și eram o persoană slabă în echipă, nu am avut răbdare să-mi revin. N-am mai... Și practic ai vrut practic cumva... am vrut să elimin punctul slab din echipă, iar acela eram eu la momentul respectiv și foarte frumos așa a fost. Că ai un răspuns atât de sincer. În cadrul competițiilor de supraviețuire, ce consideri tu că e mai important? Un psihic puternic sau forța fizică? Un psihic puternic, categoric. Pentru că eu asta am gândit mereu că totul pleacă de la nivel mental. Cel mai emoționant moment în cadrul competiției a fost? Momentul când am primit mesajele de 8 martie de la toate persoanele dragi mei. Cred că atunci te-ai emoționat foarte tare. De la toate femeile importante din viața mea. Iar cel mai dificil moment pe care l-ai avut în cadrul competiției, aș exclude aici momentul în care ai părăsit competiția și accidentările. Dacă a fost un alt moment, cel mai dificil. După aproximativ 2 săptămâni, atunci, în acel moment în care trebuie să accepti
că ești într-o situație în care nu ai cum să ieși, da, pentru că automat trebuia să renunți la un contract pe care l-am semnat, așa era emisiunea, iar după aceea trebuia să accept tot ce mi se întâmplă, inclusiv că mă mănâncă țânțarii și paianjeni sau că nu există suficientă hrană. Iar după 2 săptămâni ajunsesem într-un moment în care m-am gândit, aici sunt, trebuie să merg până la capăt sau până când nu mai pot să-mi ajut echipa. Până când mi se termină răbdarea, cum ai spus tu, exact. Când ai mai avut răbdare. Spune-mi, te rog, dacă ai vreun coleg sau vreo persoană din cadrul competiției care este în prezent alături de tine sau prietenul tău și îl poți numi și peste o perioadă de timp la fel. Ai rămas cu cineva? Îți strânsă legătură? Da. Cine? Multe persoane. Cu Bogdan Vlădău, cu Cezar, da. Cu Asiana, cu Grații. Deci, practic, ați rămas o echipă majoritatea, frumoasă, da, și da, după ce s-a terminat competiția. Ce sau cine ți-a lipsit cel mai mult în cele 3 luni în care ai fost în competiție? Atenție, e ce sau cine? Tu decizi ce-mi spui. Adu-ți aminte. Cine? Îmi lipsea prietena mea cel mai mult. Nici mâncarea, nici nimic. Mâncarea era foarte greu, dar ajunsesem să mă obișnuiesc. Dar aveam nevoie de cineva să-mi fie aproape, exact. Da, dar ea te-a susținut toată perioada aceasta de acasă. Da, așa este. A fost alături de tine. Așa este. Crezi că echipa ta a procedat corect sau nu meritai să părăsești competiția? Da, a procedat corect pentru că noi... Zis și mai devreme și pe baza acestui... Pe această bază noi am votat tot... Adică cumva ți-ai asumat, da, exact, că nu că mai eram erai o persoană la nivelul... slabă și trebuia să ies. Chiar dacă au mai fost colegi care au avut o perioadă mai slabă, dar au fost ajutați de echipă și au câștigat jocul de imunitate. Cumva un pic ți-ai dorit și să mergi acasă, cred. Nu? Vrei să mergi? Bineînțeles. Sincer să fiu, toți ne doream după o săptămână să mergem acasă. Pentru că nimeni nu s-a așteptat la condiții atât de... Da, de știm, grele. Am mai avut discuții și au mai fost prezenți în emisiunea la sală colegi de-ai tăi, da, și de la Survivor, am mai stat de vorbă și cu alți colegi din Exatlon și, într-adevăr, este un reality show. Practic, nimeni ceea ce lumea de vede greu la televizor, da, este chiar așa. Și sunt întrebat deseori acest lucru, dacă, într-adevăr, am avut atât de puțină mâncare sau dacă, într-adevăr, dormeam pe jos. Și da, dormeam pe jos. Da, da. Indiferent de ce era. Vreau să mergem un pic înspre zona și cariera ta din fotbal. În 2007, Gigi Becali a pariat pe tine, făcându-l fără următoarea afirmație. Onicaș ăsta va fi jucătorul cel mai căutat din Europa. Este un fotbalist excelent, dar încă e tânăr. A jucat perfect și nimeni nu-i va mai lua locul în echipă. Totuși nu a fost chiar așa, cariera ta fiind conturată în principal în jurul echipelor din țară, din România. Din câte știu eu, ai fost, nu ai jucat și da, în afară. Da, am avut o singură experiență în Republica Moldova, de 6 luni. Spune-mi, de ce nu ai ajuns la marile echipe? Nu ai vrut? Nu ai avut susținere? Mi-am dorit din tot sufletul și de mic mă rugam. Spuneam câte rugăciune fiecare seară și să ajung la echipă din mare din România. Asta înainte să ajung la Steaua și am ajuns, sau să joc pentru Universitatea Cluj și am ajuns să joc și pentru Universitatea Cluj după 7-8 ani după ce am jucat la Steaua. Problema a fost la mine, categoric. Am dezamăgit multă lume și printre care și pe Nea Gigi, pe care îl respect foarte mult pentru ceea ce a făcut pentru Steaua. A ținut foarte mult la mine, la fel și domnul Hagi a ținut foarte mult la mine și pe dânsul eu personal consider că l-am dezamăgit, dar privind acum înapoi, știu ce am greșit, am luat niște decizii din orgoliu, poate. Eu neavând niciodată impresar, am fost, tot timpul singur pe puterile mele și tot ce am realizat pentru că atât am fost de bun, iar echipele care m-au dorit pentru că au considerat la momentul respectiv că le pot ajuta. Nimeni nu m-a luat de mânuță și m-a dus în stânga și în dreapta să-mi dea un salar mai mic sau mai mare. Crezi că asta ți-a lipsit impresarul sau n-ai vrut tu efectiv să ai o persoană care să se ocupe de imaginea ta și se poate să-mi fi lipsit și asta, pentru că la un moment dat eram chiar văzut bine, aveam evoluții bune. Din păcate au existat și câteva accidentări, dar au fost foarte mulți fotbaliști care au revenit după accidentări, nu este o scuză, dar au intervenit în momente foarte bune pentru mine, transformându-le în momente extrem de dificile. Da. Ai vreun regret strâns o legătură cu ce am discutat pe plan sportiv? Adică crezi da. E un moment când ai fi putut să da. Faci altfel și erai altundeva? Da. Unde? Am cel mai mare regret, l-am că nu am continuat la Viitorul Constanța. În momentul în care mi s-a propus prelungirea contractului, nu am acceptat, din orgoliu. Și din păcate, am fost singurul care nu am semnat.
Și poate că sunt o persoană orgolioasă, da, cu siguranță lucrurile ar fi stat altfel. Ce sunt ești? Vărsător. Dificil cu voi. Da, dificil destul de dificil, da. Acesta este cel mai mare regret al meu. E limpede că o perioadă ai fost preferatul și speranța lui Gigi Becali, ai și afirmat mai devreme și ai și mulțumit pe această cale. La un moment dat, tot dânsul a afirmat faptul că Onicaș va fi mai mare decât Mirel Rădoi. La acel moment, tu ai crezut în această afirmație când el o spunea? Că poți fi mai bun, mai mare? Bineînțeles că am crezut. Chiar dacă Mirel era inima stelei, era sufletul stelei și să fii mai mare decât Mirel Rădoi ar fi însemnat cumva să iau locul, adică să fiu mai bun decât el. Așa ceea este. Ce ar fi fost bine pentru mine, pentru Steaua, pentru toată lumea. Corect, cu corect. Siguranță m-am gândit la asta, dar eram conștient că este extrem de greu, însă munceam zi de zi și ajunsesem de la echipa a doua, ajunsesem să fiu capitan la echipa a doua a Stelei, iar după aceea să joc la 19 ani jumate în Liga 1 și în cupele europene pentru Steaua și îți dai seama că foarte îmi doream lucru, și adică da, eram pe un drum bun. Însă au apărut accidentările și din păcate poate nici nu suntem la fel de bine cu psihicul atunci adică, cum stau acum. Ideea? Unele lucruri poate că așa sunt făcute să se întâmple. Exact. Nu știu unde da, era. Și eu de adică poate părere. Erai foarte sus, dar poate nu. Sau poate acum nu mai putem să stau de vorbă cu tine, că exact, cine știe nu. Ce se întâmplă. Da, am zis și eu același lucru. E foarte bine să se gândești așa și să luăm părțile pozitive din tot ceea ce am făcut și totuși ai realizat multe lucruri până la vârsta aceasta. Zim rapid, Steaua sau Cluj? Universitatea Cluj. Foarte frumos. Idolul meu în fotbal este? Am avut mulți idoli în fotbal pentru că întotdeauna încercam pentru că se schimbă generațiile și fiecare generație apare câte un jucător care te inspiră și te face să muncești mai mult ca să ajungi ca și el la momentul respectiv. Încerc să iei ce mai mult de la fiecare, cât de mult muncește, ce mănâncă, și poți cum ne dai își petrece. Nume? Cine te inspira cel mai tare sau... Nu știu, cine a fost un exemplu pentru tine? Au fost mulți, când eram mic. Acum, spre final, încercam să-l urmez pe Cristiano Ronaldo pentru că încep să-i apreciez mult mai mult pe jucătorii care au o longevitate în activitatea sportivă și încerc să mă gândesc cum de ei reușesc sau cum de anumiți jucători reușesc, iar ceilalți poate sunt forțați să renunțe mult mai devreme. Și atunci încerc să iau cei mai buni de la cei mai bătrâni. Trei caracteristici care stau la baza unui sportiv de performanță de succes, care ar fi? Trei lucruri. Munca, seriozitatea și interesul. Adică efectiv chiar să-ți dorești sau să iubești. Să iubești, da, pasiunea. Spunem carieră sau familie? Familie. Preferi un concert romantic în doi sau o petrecere cu băieții? Un concert romantic. Mamă, familist, concediu romantic, foarte frumos. Și ultima întrebare, cum a fost până acum? N-a fost greu? Nu, n-a fost greu. Chiar plăcut. Greu? Nu, chiar nu, plăcut. Chiar plăcut, chiar plăcut. Cum vei fi peste 10 ani? Atenție la această întrebare. Wow, ce întrebare. Pentru că rămâne și dovada. Da. Cum va fi Mihai Onicaș peste 10 ani? Și doresc. Am multe planuri pentru că este evident că peste 10 ani nu voi mai juca fotbal. Îmi doresc să-mi deschid un business pentru că... Tot în zona aceasta de fotbal sau nu. Cu legătură cu sportul? Nu. Altceva. Din păcate încerc să se las pe alții care se pricep la sportul ăsta să continue aici. Aici vine, sunt un pic ironic, dar îmi doresc să am business-ul meu și să muncesc pentru mine. Am muncit destul pentru alții și îți spun sincer, n-am fost plătit cu lunile la fotbal. Au fost momente când 6 luni nu primeam niciun salariu. Ce ai făcut în momentul acela? Vă dați seama că mă ajutau apropiați, mă ajuta familia, mă ajutau bunicii și era destul de greu. Se desfințează echipe, rămâi fără bani. Te amână și cu banii până când se desfințează. Se mai întâmplă și acum? Se întâmplă? Adică mai sunt? S-au mai rărit cazurile de echipe desfințate, dar se întâmplă și acum, din păcate. Și atunci jucătorii merg zi de zi la muncă. Și vine o zi în care președintele clubului vine și spune că nu mai putem să te plătim nici pentru celelalte 2 luni în care ai venit și deci poate ai cheltuit motorina, benzina ta sau ai mâncat în oraș sau
cum ai spus tu, trebuie să ai un stil de viață sau să urmărești să obții performanță pentru clubul respectiv și președintele vine și spune că nu te poate plăti. E complicat. Extrem de greu. Și îmi doresc, așa cum ai întrebat, peste 10 ani să am un business al meu, să am 3 copii, îmi doresc foarte 3? Mult 3 copii. 3 la număr? Da, 3. Neapărat 3. Dacă sunt mai mulți, cu atât mai bine. Dar îmi doresc 10 ani? 3. Trebuie să te miști destul de repede sau depinde cum ai faci. 2. Da, este timp. Bun, dragilor, vedem peste 10 ani, te invităm aici. Fie că suntem la sală, fie că vom fi altundeva, vrem să te vedem cu copiii tăi și să ne povestești despre business-ul mulțumesc tău. Frumos. Mihai, eu îți mulțumesc foarte mult pentru cele 20 de întrebări, pentru faptul că ai fost sincer și transparent cu noi, iar publicul și urmăritorii noștri te-au cunoscut așa cum ești tu. Poate unele aspecte le știau din cadrul competiției unde a fost televizat și au reușit să-ți cunoască din personalitatea ta, însă partea cea mai importantă și ultima parte a emisiunii abia acum urmează și avem pregătit pentru voi un antrenament, pentru că ai zis mai devreme că cochetezi și cu lumea fitness-ului și cu antrenamentele de tip personal trainer, astfel că noi am pregătit pentru azi un antrenament de functional training. Rămâneți alături de noi să vedem cum stai cu condiția fizică sau poate cum stau eu. Perfect! Dragilor, sper că v-ați pregătit. Urmează un circuit functional training format din 3 exerciții pe care și voi îl puteți efectua acasă sau în aer liber. Mihai, ești pregătit? Da. O să lucrăm trenul superior, trenul inferior, zona abdominală, vom lucra și abdomenul și zona de picioare și fesier. Primul exercițiu pe care îl executăm, trebuie să fiți foarte atenți la poziția corpului. Ne așezăm în planșă, în plank, corpul va fi pe aceeași linie. Shake hand cu partenerul, jump și sus. Ha! Vom face 4 repetări. Inspirăm și expirăm. Bun. Și încă una. Excelent. Bun. Exercițiul numărul 2. Vom avea nevoie de un accesoriu. Vom executa genuflexiuni. Foarte atenți, va trebui să fim la poziția corpului. Încercăm să avem o linie imaginară de la genul care să nu depășească vârful adidasului. Încordăm fesierul. Jump și sus. Jump. Inspirăm și expirăm. Excelent. Bun, cum e? Eu deja simt că foarte lucrăm bine. Într-adevăr, n-am rămas în vestieră de data. Se încarcă foarte bine picioarele la exercițiul ăsta. Noi lucrăm destul de mult și la antrenamente. Asta vreau să te întreb, folosiți parte de exerciții functional la fotbal? Da. Se folosesc, așa e? Da. Hai să vedem încă o repetare. Bun. Excelent. Iar cel de-al treilea exercițiu pe care îl vom executa va fi pentru zona abdominală. Ne așezăm fie pe o salteluță, fie direct pe sol, cu partenerul de lucru. Eu azi am norocul să lucrez cu Mihai. Încortar abdomenul și predăm mingeța. Respirăm. Excelent. Bun. Eu m-am oprit, eu tot am lucrat. Bun. Hai mai rapid. Încă 4 și 3 și 2 și mulțumesc frumos! Bravo, dragilor, acest tip de antrenament se poate executa sub formă de circuit, legate toate cele 3 exerciții, cu o pauză de 2-3 minute după efectuarea a cel puțin 3 serii legate. Da? Mihai, vreau să-ți mulțumesc foarte mult că ai fost azi alături de noi. Dragilor, îl găsiți pe Facebook, eu îți mulțumesc foarte mult, da, pentru invitație și sper să ne vedem cu altă ocazie. Cu siguranță. Să-ți povestesc despre ce ai mai făcut realizările tu? Mele de viitor. Neapărat, așa va fi și vreau să-i cunosc pe cei 3 copilași. Mulțumesc cât de curând. Frumos, Ilia. Te pup! Dragilor, aceasta a fost ediția de azi a emisiunii La Sală, un sportiv de performanță, o persoană din lumea fotbalului, o persoană supraviețuitoare care ne-a învățat despre un stil de viață sănătos. Rămâneți alături de noi, veți vedea în următoarele ediții alte povești interesante cu oameni din lumea sportului, cu oameni de succes. Până atunci, să rămâneți strong, să rămâneți fit, dar mai ales să rămâneți sănătoși!